aici o porțiune interesantă, unde nu ai nevoie de ajutor, efectiv dai drumul la ATV și merge singur. Deci fără frică, cu viteză. Aici e porțiunea mea preferată. Chiar dacă se vede o porțiune doar de aproximativ 50 cm de trecere, dacă pui o roată la ATV pe malul ăsta, cu cealaltă roată treci pe lângă piatră și ajuți ATV-ul să sprijini, o să treci fără nicio problemă.